Noi am luat în calcul și pregătirea fizico-tactică a polițiștilor. Considerăm că este absolut necesară. În plus, discutam la un anumit moment despre acele probe, testări, pe care le dau angajații ministerului pentru a conduce mașinile de serviciu. Aș vrea să scoatem din această categorie pe angajații ministerului care conduc în regim prioritar. Exact situația de față, cei care conduc mașini în misiuni de intervenție, în misiuni de patrulare sau de ordine publică, cei care conduc ambulanțele SMURD, și pentru aceștia am considerat că este absolut necesar ca, în afară de acea probă teoretică, să treacă, să dea un test care ține de domeniul practic, în așa fel încât să ne asigurăm că angajații noștri care conduc în regim prioritar sunt pregătiți pentru genul acela de conducere, care înseamnă o conducere preventivă, o conducere adaptată unei viteze mai mari în trafic, și să ne asigurăm că ei vor reacționa în situația în care există derapaje, în condiția în care sunt, pot fi implicați în accidente, în condiția în care trebuie să mențină direcția de mers pe o viteză crescută, că o vor face în condiții de maximă siguranță. Acest modul de pregătire, care este destinat acestei categorii speciale, va fi coordonat de instructori care au făcut genul acesta de pregătire în state din Uniunea Europeană. În regie proprie sau externă, adică colaborare externă? În regie proprie. Vor fi colegi de-ai noștri care se pregătesc și vor fi pregătiți în continuare pe genul acesta de conducere și vor împărtăși din această experiență și colegii care conduc în regim prioritar.